În seara aceasta vreau să ne relaxăm puțin sau oricând te uiți tu la videoclipul acesta, un joc pe care l-am primit de la developeri acum mult timp și care mi-a plăcut, mi s-a părut interesant, dar nu știu că o să vă placă și vouă. Este un joc în care ne relaxăm, stăm pe spate, cartea aceasta aparține lui, țăcălie frumos, am notat acolo, hai să plece și la noi facecam-ul mai sus așa, dăm mai departe și e un joc în care stai pe spate, te relaxezi pentru că tu trebuie să îți reorganizezi camera, gen te-ai mutat și e interesant într-un fel pentru că o să vezi cum se schimbă obiectele de-a lungul jocului. Adică și caracterul tău progresează, cred, crește în vârstă, se căsătorește, abar n-am ce face. Bun, am scos din cutiuță o minge și mingea vreau să o pun în pat, de exemplu. Noi trebuie să despachetăm tot ce se poate și ne decidem unde vrem să punem fiecare item. E ceva așa chill, pe spate, relax și vedem trofee și așa mai departe. E tare jocul, mie unul îmi place. Avem, de exemplu, dulapul, poți să deschizi acolo. Ăsta, cred că... cu click dreapta, aha, ok. Asta e ceva de colorat, nu cred că folosești. Dar cum îl... nu poți să-l ridic în picioare, gen? Bă, nu cred. Și nu merge unul peste altul, ok. Tabloul, bă. Îl punem aici, presupun. Ia să vedem piggy bank-ul. Ghiozdanul poți să-l pui jos, frumos. Ăsta îl așezi așa. Și trebuie să ne decidem... pe parcurs fiecare item pe unde îl punem. Abar n-am ce e asta totuși. Ce e chestia aia? De asemenea, ați văzut că scrie că e 1900 și ceva, adică o să fie retro. Nu știu eventual dacă se ajunge și la... Mamă, ce mă asta? Ok, sunt ceva jocuri. Bun, v-a plăcut animația aia? Anumite, uite, jurnalul putem să-l punem acolo, ăsta putem să-l ascundem aici. Cred că ăstea vin mai bine jos. Și o să tot desfacem chestiuțe. Ia, vin două aici, nu vin, ok. Trofeul îl punem în pat, cum ar fi. Asta nici n-am văzut-o, lol. Ați văzut-o? Ia, fi atent. Forfecuța. Ok, dragonașul. Ăsta poți să-l pui în pat, că e drăguț. Mingea o poți pune... Poate punem lângă trofeu, gen, știi, mingea, că ai câștigat nu știu ce... Abar n-am ce e asta. Eu sunt genul de om care, bă, prefer să văd toate obiectele înainte să le organizez. Poți să pui în picioare, mă. Nu merge, hai că vedem după. Altceva. Ce consolă e asta? Îmi spuneți voi. E interesant că jocul îți dă așa un vibe. Zi mai retro. Ok. Ia, hai să dăm toate astea jos. Mai e și în jos. Coarda? Ok, coarda e șmecheră. Ia stai să vedem. Nu cred că vrei să o pui acolo. Mai degrabă coarda o ascunzi undeva pe jos, pe aici. Ia stai să scoatem noi cărțuliile. Să vedem care se poate pune în picioare. Aha, uite așa. Deci astea nu merg puse în picioare. Pot puse... Merg puse unele peste altele. Da. Și le iei pe toate trei deodată. Vezi că e tare. Autobuzul. Habar n-am, cred că vine acolo. Ok, coarda asta tot nu-mi dau seama unde ar trebui pusă. Deci... Nici ghiozdanul nu-mi dau seama. Adică bine, n-are niciun loc unde trebuie pus. Că tu decizi. Uite, vine deasupra. Broscuța, lol, ăsta e Pepe de la... Uite, îi punem unii lângă alții. Ok, avem niște jucării. Cred că vor veni așa astea. Ia stai să vedem. Mamă, de ăsta ștrumf cu părul albastru sau cum e. Îmi aduc aminte de el. Avem o colecție mai aia. Abar n-am. Lol, rățușca. Ăștia sunt prietenii noștri de sus de aici. Între timp apăsați și pe butonașul de like. Dacă încă te uiți la video, eu zic să dai un like acolo. Un like puternic. Și să te abonezi, pentru că mulți care vă uitați la videoclip nu vă abonați, cam asta e șmecheria. Casetofonul frumos. Ăla clar intră acolo. Cartea intră lejer aici. Așa. Asta este o cărțulică mai mare. Și s-a terminat tot. Ok, asta vine undeva pus aici. Am înțeles.
Cartea, într-adevăr, am pus-o ciudățel. Aaa, putem să punem în picioare, mă, cărțile alea mari. Da, mă, da, are logică. Chiar are logică. Ăsta așa, lanternuța așa. Le-am pus cam ciudățel, dacă mă întreb pe mine. Adică asta habar n-am care-i faza cu ea. Porcușorul, le-am organizat așa pe aici. Arată ok, e decentă camera, părerea mea. Puteți să încercați și voi jocul. Poate vă las link în descriere dacă nu uit, dar se numește Unpacking. Apropo, eu pun mereu în descriere cum se numește jocul, dar voi tot nu citiți descrierea și mă întrebați în comentarii. My own room, camera mea proprie. Mai 1997, când s-a născut tatăl vostru. Ia să vedem, 2004. Am avansat mult, fii atent! Calculatorul de la de câre. Ok. Mamă, câte avem. What? Avem și la baie. Oh my god, avem mai multe camere. Vezi că o să fie nebunie ce se întâmplă aici. Mamă, deja începem de la ăstea să le organizăm. Oh my god, boys, moartea reală. Ce e, mă? Ai un... ok. Avem murmur. Ok. Trebuie să ne decidem unde vrem să punem cărțile. Adică, bă, cred că clar le punem aici, nu? După aia le organizăm. Asta ce-o mai fi? Zici că statura, dar nu e. Bă, nu știu, punem sus acolo. Mă, crezi că sunt țigări astea sau ce sunt? Mă, ce aia? Nu știu, astea pe care nu le știu le pun aici. Ce mișto poți să organizezi cărți. Ah, poți să dai zoom out. Vă place mai mult așa cu zoom out sau? Ok, prima e gata. Aici pare că e unitatea. Bă, cred că așa vine, dar nu prea se vede monitorul. Le-am pus eu mai aproape, știi, că în mod real îl împingi, da, mă rog. Sau hai că lăsăm așa. Ia să vedem. Da, ăstea creioanele... Nu știu ce să zic despre ele. Adică nu știu unde aș vrea să le pun. E tot așa o cărticică. Mouse-ul, ok. E direct wireless, dar trebuie să vină și tastatura. A, e mousepad, ok. Frumos, frumos. Iar are rulerul cu el. Bă, are sens. Rulerul ăsta, nu știu, îl băgăm într-un sertarel. Ok, poate și ăsta ar trebui insertat, părerea mea. Aha. Cartea la rândul ei. Le punem după înălțime, dacă observați. Super. Trebuie să fie și unitatea, nu unitatea, tastatura pe aici. La mișto. Mă gândesc oare... What? Ce e asta? Periuță? Cam nasol că nu putem să mutăm direct aici cutia. Pasta de dinți. Nu pot, mă, să trag toată cutia? Nu merge. Sunt curios dacă e o fată sau nu. Dab! Dar nu face dabbing. Strike a pose. Da, 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 ne-a dat un pose când, când dau click dreapta pe ăsta sau click stânga. Zi, își mișca corpul. A, era la pozică aici. Bun, nu știu ce e asta, sunt haine? A, ok. Da, să mutăm aia de aici și punem hainele. A, cred că, da, mă, da, hainele vin aici sus, sunt pachetate, cred. Bă, ăstea nu știu unde să le pun. Ok. Ok, cred că știm cu succes dacă suntem fată sau băiat. Ăstea trebuie date jos de aici. Și cred că vine așa sau. Îmi spuneți, fetelor, în comentarii dacă am pus bine, că nu mă pricep. Punem-l acolo momentan. Bă, le lăsăm în pat. Și vedem după. Cred că așa. Iar ăla. Wow, ce mai, servieta. Hai că punem jos. A, șosete, cred. Hai să punem separat. Nu știu, are vreun sens jocul ăsta, spuneți-mi voi mie. Am șosete roz. Cuptorul cu microunde. Asta e la bucătărie, probabil, da.
Ok, ok, ok. Ah, e la stânga în loc de două ori la dreapta, are sens. De ce are în cutia cu șosete cuptorul cu microunde? Aia e curiozitatea mea. Astea sunt blănoase șosetele. A, da. Punem sus acolo. Full de șosete. Cred că am terminat. A, o gentuță drăguță ceva. Și asta? Mai multe console de jocuri. Plaid shirt, cum se numește. Bun, blugișor îi punem sus aici. Pușcu. Deci cred că anumite obiecte le ia cu ea, ca să zicem așa că e fată. Ok. Fotbal, dragă jurnalule. Bă, nu mai avem umerașe. Cam puține umerașe, într-adevăr. Ăsta e ceasul, îl punem aici. Cred că puteam să le punem anumite culori la anumite culori. Ăsta din Londra, din Paris. Mișto întocmite așa. No, iar șosetele. Nu acolo, bă. Ne-a cocoșat cu șosetele astea. O, hârtia igienică. Aba, a luat hârtia la ea. Cum preferați? Avem un debate aici. Cu ăsta în față sau cu ăsta în spate, gen cu hârtia? Îmi spuneți în comentarii care e preferința voastră. Ok. Bă, nu știu ce e ăsta. Așa, mai punem și prin spate. Gata, cutia. Bun. Mai avem la toaletă, dar... A, ăstea veneau aici, mă. A, ok. Bă. Văd că nu pot intra două. Decât poate așa. Nu dau seama exact cum aș vrea să le pun. Bă, o să pună la jos, deși n-are niciun sens. Și mai avem și ăsta la fel. Și închidem și nu știe nimeni ce s-a întâmplat acolo. Bun. Ăstea, în schimb, n-am idee unde ar trebui. A, uite aici, cred. Dar ar trebui să mă intre și peste, mă, în sertar. Nu știu, ori le-am organizat eu ciudățel. Ba, nu vezi că e ok. Doar că... Punem și noi guma aia în spate acolo. Creioanele astea aici așa. Dar nu, cred că punem figurina în față și creioanele în spate. Ok. Bă, e decent, e decent. Trebuia să mai încapă pe undeva pe aici, dar nu mai contează. De asta nu putem să tragem. E clean camera asta. Stai să vedem la toaletă. Avem prosopel. Și-a luat săpunul. Cana probabil că să te speli pe dinți, să te clătești. Asta e ață dentară, cred. Parfumescu. Periuța. Gelul. Ok. Trusa de prim ajutor. Ăsta nu cred că ne trebuie aici. Bandaje sau ce sunt? Ah, nu. Ok, nu mai contează ce sunt. Hârtia igienică, habar n-am unde o punem. Și nici prosopul ăsta. Îl punem în cadă. Bă, nu încap atât. Atâtea, what? Cred că așa. Da, bă, așa. Wowzers, guys. Gunoițu. Tigaia. Abar n-am cum vreau să pun tigaia. Gata, mă, dar prosopul ăsta tot nu știu unde-l pun. Eu, efectiv, nu înțeleg.
În cap două prosoape? Da, nu prea înțeleg și nici hârtia igienică nu pricep unde ar trebui pusă. Probabil aici, dar de ce nu merge să o pui cumva deasupra obiectelor? Știi? Da, nu știu, las că se descurcă proprietarul. Găsește el, mamă, ce avem la bucătărie aici. Ok. Cafeluța, cafeluța. Zahărul, zahăr. Farfuriuța, ok. Castronescu. Deci vor încăpea multe jos aici. Aia e chestiuța. Prosopelul agățăm. Furculițele, bă. Cuțitele. Linguri. Ăsta, nu știu, cred că ceva de genul. Să speli vasele, detergent. Mamă, de gândaci. Ăsta e ceva de la de sandvișuri? Dacă zic bine. Ăsta e cutting board. Nu știu exact unde ar veni ăsta. Poate îl punem așa. Aici. De ce nu intră două? Eu nu pricep efectiv. Am o oală de sarmale. Ok. Ulei, ce mă ăsta? Ăsta habar n-am ce e, sol de hârtie? Unt, ce e ăsta? Are sens. Ce mă? Mă, tastatura, am și uitat de ea. Deci credeți-mă că am uitat de ea. Dar nu ca pe ăsta. Ok, cred că ceva în genul acesta. Habar n-am ce se întâmplă. Păi și ăsta nu putem să-l strecurăm pe acolo? Îl lăsăm așa. Bun, și aici eventual închidem. Opa, pardon. Închidem că nu mai avem nevoie. Bun. Mergem mai departe. Farfurii, castroane. Pahare. Bă. Cred că lăsăm cuțitul acolo. Punem spatula. Bun, fii atent. Punem toate astea pe jos, că sunt eu curios ce mai avem. My God, sunt multe lucruri aici. Bun, astea le adunăm pe toate așa. Le punem sus acolo. Avem sarea. Am ascuns și ăla, l-am mascat bine. Un pantof. O bune. Ok, are sens, are sens. Bun. Unde ne-a rămas nou spațiu pentru căni, e întrebarea. Ori le punem aici așa. Și vezi că are sens. Cafeluță și toate alea. Buretele trebuie să rămână aici. N-am idee ce e asta. Tai cartofii cu ea, ce? Bă, ce-am făcut, mă? Sulul de hârtie, clasic. Iar ăstea nu înțeleg. Zicem și noi că sunt la spălat. Bun. Mai avem... Ceva nu-i convine jocului, fii atent. Vrea el să pun astea undeva, cred. Ha. Cred că e bine. Dar aici nu e bine.
Ăsta îl punem și noi sus. Ok. Uleiul nu e bine aici. Vrea aici. Ăsta de gândaci poți să-l lași sus că nu-ți trebuie. Bun. Farfuriile. O să deschidem asta să le păcălim și noi puțin. Lingura asta nu mă înțeleg cu ea. Cred că vrea să intre în sertar lingura. Iar eu nu pricep efectiv. Paharul e bine. Cutting board-ul nu mai e bine. Gata, e bine cutting board-ul. Mai avem astea două. Nu, astea patru. Ce nu e bine? Fii atent, ăsta poți să-l faci așa. Interesant. Și ăstea le faci așa, gata, mă. Lol, n-am văzut ăsta pe ușă, mă, de-aia. Vezi că e troll jocul. Troleanis e absolvent, nu știu ce. Nu știu ce ne arată. Ianuarie 2004. Private bathroom. Ok. Voi aveți în descriere codul RAV 12% de reducere pentru G Fuel. Clasicul zâmbețel livrează repede Energy Lab. Deci dacă dați comandă e nebunie. Și vă arăt și ce să dați comandă. Ia uite-l. Sonic-ul. Tare rău Sonic. Mamă, ce se întâmplă? Bă, băiatule, aici vrei să fucking fart, să mor. 17 camere. Ain't no way, bruh. Fii atent că am avansat, avem și noi consolă de jocuri. Ok, punem cărțulile. E consola asta? Aparent. Haina, nu știu ce să zic despre ea. Că n-are ce căuta aici. Probabil e într-un dormitor? Probabil da. Ceva de genul. Mamă, cât e de jucat aici, sărind din ghețanes. Punem așa unul lângă altul. Radioul îl lăsăm acolo. Ăsta. Cratis. E ciudat că ți le pune în camere diferite. Bă, nu știu ce e asta. Mai multe cărticele. Pare a fi ceva joculeț. Tabloul, tablou. Așa. Ce mă ăsta? Cuptor cu microunde, ce? Bă, nu-mi dau seama, e de la de jocuri sau e cuptor cu microunde? Nu e nici cuptor, nici de la. Ce bă, casetofon, ce e ăla? Sau? Mă, ăsta e casetofon. Asta îl punem aici, momentan nu știu. Mai multe controlere. Asta e un joc video ceva. Și mă. Asta cred că la baie sau? Ce asta? E pe pat? No, nu-mi dau seama ce e aia. Deci nu îmi dau seama, ok. Astea sunt de la joc, nu sunt de la mine pe jos. Ok, ok. Hai să vedem bucătăria, bucătărie. Bun. Prosopul la prosop. Aha. Sugar. Deci aici văd că vin farfuriile. Nu știu dacă asta se potrivește aici. Dar vom vedea noi. Uleiul jos. Cuțitania aici. Bine, cred că venea așa cuțitul. Ce mă asta? N-am idee. Steluță? Ai un magnet? Ah, era panda, mă. Dar era pe o parte. Lol. Ia, hai să facem speedrun.
Hai să vedem exact cu ce ne luptăm. Bun. Ăsta l-avem aici așa. Castronul castron. Cratița cratiță. Așa. Sticla de apă nu știu. Trusa de prim ajutor. Mă, ia-le pe amândouă, bă, vărule. Aha. Trusa. Cred că aici. Ăla de gândaci așa. Sticla asta aici. Castronul la castron. Farfuria farfurie. Bă, tigaia asta nu prea știu, mă depășește puțin. Ok, ăsta e la toaletă, clar. Ăstea vor veni așa. Ok. Ăsta e în bathroom. Bun, singura e tigaia de aici care mă depășește puțin. Că nu intră deloc. Deci, cred că o punem aici, așa, momentan. Cratița o lăsăm. Bun. My God, ce aici. Iar mă, asta, deci, vom căra cu noi. Mă, pachete de țigări astea. Ce înțeleg ce sunt? Bun. Ăla așa. Nu știu ce sunt astea și unde ar trebui puse. Ok. Cred că o să avem calculatorul pe unde, că aici o să fie. Da, uite-l. Lasă ăla sus acolo. Ălea la fel. S-a oprit și muzica de la joc, că atare am jucat atât de mult. Bă, nu știu ce sunt astea. Bun, alarma pare că n-are unde să o mai pună. Deci o să fie cam nasol. Poate așa, dar... Nu... Nu, alarma aia trebuie pusă altundeva. Astea băgate și ele într-un sertar. Haine, șosete. Scoatem totul la iveală. Bă, și ce n-am văzut? Boxeri. N-am văzut ceva boxeri, nimic. Ok. Pantofi. Abar n-am dacă se mă uită cineva la episod. Ăștia cred că sunt puși invers. Fii atent, are cu ciocată. Bun. Șosetele. Cred că le băgăm pe drawerul de jos. Ok. Șopcălia. Bună întrebare. Unde mai vine și aia? Ok, stai așa că avem aici tricouri, cărți. Bun, deci mai avem un set de cărți. Și aș vrea să vină exact așa. Superb. Bă, hainele nu știu exact. Cred că le facem jumătate. Astea le lăsăm momentan aici. Șopcălia, hai că o punem deasupra. Tabletă, ce avem? Ok. Vezi că și-a dat upgrade la monitor. Dar la tastatură nu prea încă. N-a fost buget. Greieri sau ce aud? Bun. Abar n-am ce-i asta. Abar n-am ce-i asta. Anunca pe sus, ok. Asta îl băgăm în sertar, asta poate jos, dar nu sunt sigur. Mă,
Mă, nu încape unitatea jos aici, lângă? Amă că încape. Cred că ne trolează jocul. Deci eu vă zic că ne trolează. Am mare diplomă de excelență. Servieta aceea. Bun, asta... Mă putem băga și noi sub pat, ca oamenii. Nu. Ok. Ăsta de excelență. Vezi că e un tip pe YouTube care face speedrun cu jocul ăsta. Ca să înțelegi. Ce nebunie e. Ok. Deci șosetuțele mele favorite. Ăsta stă și el așa. Ok. Aha. Pijama. Bun, coșulețul de gunoi. Gantera. Ha? Bun, bun, bun. Muzica din jocul ăsta mi-aduce aminte de... Cum se numea, mă? Era un joc cu o fată și era un platformer unde trebuia să treci. Niște niveluri mai dificile. Aha. Ok. Ok. Asta e carte? Ce aia mai exact? Sau sunt pantaloni ăștia? Da, nu-mi dau seama. Ceva Adidas. N-am idee ce aia. Nici asta. Nu, asta clar vine aici. Da. Nu vine aici? A, vine sus, ok. Și atunci pantofii rămân. Dar cred că sunt invers pantofii. Sau? Ba, nu erau invers. Ok. Bă, nu știu asta dacă e haină sau nu, deci eu nu-mi dau seama. Ăsta cu pizza, ok. Ăla, ok. A, hainele trebuia să le mai agățăm, mă, cred că asta era faza. PlayStation-ul ăsta sau ciofi, îl punem așa, ăla așa. Pizzeria asta. O lăsăm acolo. Și cred că momentan e ok aici. Stai să vedem ce nu e bine. A, mai avem la baie, ok. Eriuța pe dinți, de disc pe jos clasic. Aha. Bun, bun, bun. Ăsta poate să vină aici. Avem dușulaina. Ăstea pe jos, serios. Așa. A, periuța de dinți intra în ăla, mă. Ăsta de tăiat unghiuțele. Peria, poate o lăsăm la iveală. Să se vadă. Ăstea. Pare că locuim mai mulți de această dată. Aha. Perfect, le-am pus. Doar că ăstea aș vrea mai într-o parte, așa să nu se vadă. Asta cred că la baie undeva, dar nu-mi dau seama. Asta îl punem aici. Da, e ok. Ce nu e bine, întrebarea? Oh my god! Bă, cred că lăsăm pe altă dată. M-a spart joculezul ăsta, nu știu cât timp filmăm, dar... Nu mai pot ci camera asta. Mi-a ajuns. Cam așa se prezintă. Hărți mai sunt, deci jocul clar mai continuă mult.
dacă vreți voi partea a doua, dar mă îndoiesc. Însă apăsați butonul de like și dați o abonare acolo canalului dacă vă place contentul. Ne vedem la viitoare. Pooo!